Bună seara la toți fanii mei, vreau să vă spun că astăzi am fost plecați la țară, la Bogdan, lângă Craiova și mătușa lui Bogdan ne-a dat o rață de la țară și acum trebuie să o preparăm și am fost și la cumpărături. Uitați ce am cumpărat o prăjitură din asta. Și acum aștept pe Bogdan să facă pregătire. Vreau să, dar nu știu cum vrea să o facă. O să vă arăt cum se prepară el. Să pun filmare aici, unde o să pun. O să pun telefonul aici. O să așez pe coș fructele. Și vreau să vă spun că m-am simțit foarte bine la Bogdan, la țară, la mătușile lui. Mătușa lui a dat o rață, a tăiat porcul și tata lui cu mama lui. Și am cumpărat fructe, că lui Bogdan îi place fructele. Și să punem aici la masă. Uite, am luat și chiuri. Sticlă de vin să prepară Bogdan rața și cu rață o să meargă un vin roze, nu? Punem asta la coș. Punem asta aici sus. Vă spun, astă seară o să pregătesc rața asta pentru Bogdan, originalul de la Craiova, că este de la mătușa ei rața asta, e crescută în curte, e crescută bio. Și vă arăt cum prepară rața. Crescută bio? Cu da. Ce? Numai cu boabe și cu... Nu știi, ea spune că a fost cu mine împreună la mătușile lui, care le mulțumesc pentru rața asta. O să gustăm rața să vedem cum este. Împreună cu fanii mei o să vadă cum prepar rața. Așa, o să punem aici. Crescută la curte, nu? Da. Dacă e crescută la curte, înseamnă că e bio sau trebuie să-i dai mâncare? Bio. Adică e bio, nu mai nu? E bio, nu? Tot ce e la curte e bio, da? Da. Uitați-vă, frăților. Da, dar nu arată bine, că poate nu e bine filmare mult pe asta. Nu, așa arată rațele de la curte crescute, de la mamaia ei. O să pregătesc pentru Bogdan original de la Craiova, care o cunoaște toată țara acum.
că e persoană publică, nu? Dacă eu sunt persoană publică, e și bun, dar persoană publică. Dar rasa asta nu mergea cu o sărbă mărigă, nu? Da, o să facem. O să facem și niște mărigă. Să vadă și fanii tăi, nu? Cu mămărigă, nu? Normal, stai seama. Dar știi cum e treaba cu curața? Nu trebuie să consum prea multă, știi? Ce? Curață. Nu trebuie să consum prea multă carne de rață, știi? De ce? Că nu-i voie noaptea? Da. Numai așa, să vedem ca gust, cum ar fi o rață bio de la curte, știi? Da. Și a cumpărat doamna Olga un toporaș, nu știu ce e asta aici. Ia, arată la fanii tăi ce ți-ai cumpărat acolo. Asta era bun în șatră, la oi, la altceva, nu? La porc. Dar asta... Dar bucă ne zi, te-ai simțit bine în rămătul și nu ai întâlnit. Păi normal, cum crezi? Nu, că am familie. Tu cum te simți? Tu cum te simți când ajungi în șatra acolo? Da. Te simți foarte bine, nu? Fiecare om se duce pe la țară, relax, grătare, ceaunuri. Tu oricum aici ești mai relaxat, mai liniștită la oraș, nu? Spune la fanii tăi cum te simți pe mine. Dar din când în când îți mai vine doar de șatră, îți mai vine doar de țară. Da, păi m-am simțit bine în șatra lui Bogdan, originalul, că am fost la el la țară acolo și m-am simțit bine. Dar oricum, mă simt mai bine ca la șata de la Stehaia, că la Stehaia e haos, acolo e prea rău. Aici mai ne înțelegem unul cu altul. E haos, dar e și frumos, e da, atmosfera aia prea are... Da, acum am pus uleiul să se încintă și o să nu mă fac vede aici. Dar e grasă rața asta sau este... Da, e grasă. E grasă, nu? E grasă, da. Tăi, ține-ți prăsură, de când am mai mâncat rațele la... crescută la curte? Mai ales de la mătușă. De la mătușă, fie. Așa îți făcea când erai tu mic. Câțiva ani de zile de când am mai mâncat. La... Dar o să văd acum ce gust are. Normal, eu o preparam pe grătare, dar... Fiindcă suntem aici... Pe grătar, rață, pe grătar? Da, într-un apartament, nu ne permitem, dar cu timpul mai avem o rață, nu? Unde ai lăsat rața aia la a doua? Alanța pus-o. Mai avem una acolo încă. O să ducem la Stehaia, la patronă. Da, și aia o să o punem pe grătar, da? La patronă, nu? Da. Dar nu mai am avut timp. Ce? Nu mai am avut timp să facem un grătar acolo la curte, la zi. Ce? La ai bătrân. Și am ajuns la Craiova și am zis ca să gustăm ceva, o gustărică din rața asta. Că eu, de fapt, îmi place multe carne de rață. Dar să fie preparat. Să vedem acum ce prepară doamna Olga, că mie îmi place foarte mult mușneiul care face ea. Așa cu
cu lăuștean, cu usturoi, cu cum face ea, nu știu, e superb. Sper că curața asta. Vezi că s-am citat tu vei? Aoleu, te! O să-l iau de mine. Că s-am citat tu vei. Punem sare, nu? Dar de ce trebuie să stingem asta? Nu, că s-am citat. Hai, vezi că ești la șatra aici. Dar vezi că nu, acum am pus tot odată și nu mai sărit uleiul. Ia, vino cum am spus că... Poți să spui că uitați-o și uleiul. Nu, dar știi ce am pus? Am făcut să puneam câte o bucată. Dacă pui câte o bucată, sare uleiul, știi? Aoleu, acum am luat foc. Și am pus tot odată, știi, și n-am mai s-a încintat uleiul să sară în tot. Acum să se facă ca la ceau, nu? La ceau, perfect. Da. Nu se poate așa ceva. Mamaia a zis că rața asta a crescut-o numai cu boabe. Serios? Da, numai cu boabe, doamna ăla, care... Nu i-a dat răță bine, dar acum mănâncă rață, răță, făină. Da, știi că orice poastere și alea, dacă le dai boabe, carnea e și mai dulce, știi? De exemplu, la porc, dacă îi dai numai boabe, cea mai dulce carne. Da? Da. Așa știu și eu de la ai bătrâni ce mi-au explicat, dar acum dacă noi nu creștem porci la apartament, nu. Dar știi cum a sunat patrona să mergem în București? Păi cum să te sună patrona? Ce treabă are patrona cu București? Patrona a plecat la București, nu știi? Am auzit ceva de patrona că pleacă la București, dar nu eram sigur. Nu eram sigur. Deja a ajuns la București patrona? Da. Aula, păi să ajungem și noi mâine acolo, nu? Trebuie să ajungem și noi. N-ai cum să lași pe patrona singur acolo, da? Da. Trebuie să ajungem, nu? Da. Dar ce faci cu patrona acolo dacă se înceartă cu tine la București? Ce faci? Te întorci înapoi la Craiova sau rămâi acolo cu patrona? O să mergi după patrona la București și o să mergi înapoi la noi la apartament, nu? Păi eu aducem o patrona la Craiova, nu? Păi nu știu dacă vrea. Păi cum să nu vrea? Păi să vină și ea pe la fata ei, că n-a venit deloc. Ai aproape 3 săptămâni aici, o lună de zile pe la Craiova. Dar patrona e învățată. Cum stă acolo, stă și aici, nu? Asta nu știi cum e învățată, spune cum e învățată, la capitală. La capitală? E doamnă de capitală, patrona, dar mai merge și pe la țară, pe la Strehaia? Da. Nu, o să vorbim cu ea și să o aducem și pe aici, pe la Craiova, nu? Da, ce-am mai luat? S-a mai luat o sticlă de vin? Da. Cu rață. Mătușa, da, ți-am făcut ca asta? O rață, eu ți-am făcut ca o prăjitură. Ia uite, o prăjitură și o sticlă de vin roze. Roze, dar ce-i ăsta? Gigvei? Da, frate, gigvei. E perfect, dar e semi-dulce asta. Da. Semi-dulce. O să gustăm și din vinul ăsta, că n-avem ce. Ce? Dacă doamna Olga l-a cumpărat. Acum să punem carnea de la... Zicea să fie îndulcită. De la țară, unde a tăiat tata socru, a tăiat porcul și ne-a dat carne de la țară și o punem la congelator. O să o punem aici, nu? La congelator o să punem și uiul acesta. Nu? O să punem la congelator.
Toate ca toate, decât un mușdei e cel mai important. Da. Pentru rața aceasta. Să nu vă gândiți că e pentru doamna Olga așa ceva. Doamna Olga are numai salată. Asta am primit-o de la mamaia de la țară. Da, și ei știau că pentru mine era specială rață și mi-au adus o rață, adică mi-au adus. Am fost noi și ne-am luat-o de acolo și încă mai avem una pentru grătar. Da. Dar doamna Olga pentru rața aceasta o să numai să gustă, știi? Nu o să mănâncă, că ea este cu salată, cu altceva, da, cu alte mâncări. Nu, doamna Olga? Sau îți place și tine rață, nu? Îți dai seama că trebuie să gust și eu să-mi fac cuvânt, nu? Nu. Cum, n-ar trebui să gust și eu din rață? Da, da, da. Ce-i cuvânt? Dar tu știi care e rețeta ta, nu? Care? Salatele. Uite. Păi azi, mănâncă în fiecare zi de 2-3 litri de salată. Uite, arată la fanii tăi salată. Vezi salată, mănânc numai salată. Da, cum? Salată, da. Vezi? Da. Mă uite, și are și... Sunt acolo, despre bine. Și are și fructe. Da. Ea... Trebuie să ține și ea o țără de dietă, știi? Că știi cum, dacă pleacă în vacanță acum... Unde o să plec? Păi să pleci în vacanță, știi? Unde? Ori la turci, ori în Dubai. Așa era vorba. Eu la turci cred că nu mă duc. Păi? Era război acolo. Nu ai tu treabă cu războiul. Ce treabă ai tu cu războiul? Eu plec în Dubai. În Dubai vreau. O aștept și pe Corina și pe Madalina. Da? Mergem împreună. Mergem toți împreună. Păi normal. Nu? Știi cum e atmosfera când ești mai mulți? Dar vezi... E plăcerea mai mare. Să faci rața acolo. Haide, capule. Păi cum? Uite. Ce aici? Rață bio, de la țară crescută, dulce și sănătoasă și ce să mai vă spun, o să vedeți la sfârșit ce se întâmplă cu această rață. Da, și doamna Olga acum prepară mușdeiul, care e special, un mușdei care mie îmi place cel mai mult. Da. Da, verdețuri ceva mai ai, doamna Olga, aici? Ce? Verdețuri ceva mai ai, pătrânjel, mărar, ceva? Da, mai am avem, nu? O să mai pun și pătrânjel. Da. Ia să vedem ce se întâmplă cu doamna Olga aici. Da, iată, lăsăm să se prăjească, fii. Iată, o să facem aici usturoi. Nu? Eu așa pisez usturoi cu furculița ca să rămână mai mare, așa, știi? Pisat, da, normal. Cum s-a făcut rață bulgare? Ia. Doamne, și acum ce facem? Punem asta. Punem asta în mușdei. Da. Usturoiul, da? Așa. Și acum amestecăm și punem peste, nu? Peste da. Rață. Da. Așa. Mamă, ce Bogdan, ia zic-o ce e. Amânăție, frățile. Da. Nu se poate așa ceva. Dar merge focul, nu? Da, da. Aproape e făcută. Ce preparate. Cred că încearcă și Fanny, nu? Da. Dacă au rață crescute în focul, nu? Cu bordă. Preparația cu... Atunci la această rețetă o rață de la curte, la crescută numai cu doamne. Ca să gustați și voi aici să vedeți. Dar cred că o să faci burta cu doamne, Bogdane.
Eu da, pot să-mi permit o sere, da. Dacă mamaia îți vede numai de la țară, numai de la țară, mă dați seama. Deci, modern și eu, de-acum, s-am preparat viața asta, cred că o să te îngrași. O să te îngrași și eu o să-ți trebuiești mai bine, nu? N-are cum o să te îngrași. Cum să te îngrași într-o sigură rață? Trebuie să mănânc vreo 20-30 de rață ca să te îngrași. Păi, cum? Din 30 de rață te îngrași? Da, 30 de rață. Eu de parcă ai făcut burtă, ia uite, eu am făcut burtă. Puțin, așa, așa e normal, nu? Tu ești ca un fost model, ca un manichin frumos, nu? La anii tăi, burdane... Acum, cum ai venit de sărbători, că mănânci mai mult, că te exagerezi puțin la mâncăruri și... Nu, că la normal. O mai lăsăm un pic și eu, nu? Da. Da, ce rață bio de la țară. Dar cum am preparat-o, cum am preparat-o eu, Bogdan, și eu tu. Asta e să servim aici. Nu o să fac așa ce. Ia, poți să ții pe telefon? Da. Nu o să fac așa ce. O stinge, gata, că-i gata, nu? E de ajuns. Ce miros plăcut, ce miros plăcut, minunat. O să poată așa și așa. Doamne, nu știu eu ăsta. Mușteiul acelea, să? Da. Hai, nu o să poată, fraților, aici. Ce aromă plăcută și miros așa, nu știu. Doamne, nu se poate așa ceva. Nu se poate așa minunată rață bio. Da. Nu știu, da. Minunat, fraților, minunat. Minunat, am venit o țară târziu de la țară, am adus această rață și nu mai am avut răbdare. Ar trebui să prepar, să mănânc, să gust din ea, să vedem cum ar fi o rață crescută la țară, bio. Da. Și a preparat-o doamna Olga. Da. Cu mușdeiul ei special, care gustă. Este, nu știu, o delicatesă. Eu de-a mai aștept să gust din la țară, nu? Da. Ia să vedem. Nu se poate așa. E o minune. Ia să vedem ce spune doamna Olga. Mm. E gustoasă, cum este. Da, ce gustată. Doamna. Ce aromă are de la unde. O minune. Asta te filmează pe mine. Păi noi unde avem pâine aici, că nu avem pâine. Dar nu mai trebuie să mâncăm pâine, parcă așa ai spus. Am înțeles pâine, da. Bogdan, dacă totuși n-ai făcut mămăliga să vadă fanii tăi că ai făcut și eu oțelul de mămăligă, dar... Dar Bogdan, tu... E cam târziu, dar... Nu le-ai învățat să... Nu m-au un gust așa. Bogdan, eu cred că faci burtă. Da, și aduci tu vinul ăla, te rog frumos, jigdăiul ăla care l-ai cumpărat tu. Da, dar știi, Bogdan, că poți să te grași. Da? De la pâine, da, mai ales de la rață. E, oricum, o să pun și eu câteva kilograme, dar nu-i exagerat. O să te îngrași, trebuie să vezi. Nu. O să te faci cam șatra. Păi șatra nu ai văzut, toți cu burtă, toți dar nu mari, grași. Dar nu am pus noi vinul. Vezi că mi se pare l-ai pus în frigider la rece. E în frigider? Da. Da. Da, Bogdan, am uitat să desfac vinul ăsta. Doamne, dar să vezi ce merge cu rața asta.
Dar cred că tu ești vorba și trebuie să desfaci tu vinul. Da? Da. Ia despre Bogdane. Ce, nu mai poți să te oprești? Hai, vor frate, mă, că da. Da. Așa, rață, mă, mă. Mamă, ce bună rața asta. Și mai avem încă una, fraților. Nu uitați că mai avem o rață. Și o pregătim la grătar. A zis mamaia că îi dăm numai babe să le oprească și până de Crăciun. Da. Paharele avem aici. Sper că merge un citivei cu da. Această rață, cu rață. Nu? Bine s-a venit mamaia să taie rață. Dar vinul ăsta roze să bea fără apă, nu? Depinde, dacă vrei să spui apă, că are 11,5, poți să spui. Dar normal trebuie să pui că e dulce asta. Da. Ai pus și apă? Eu mi-am pus, vrei și tu? Da. Doamne, să facem o crescătorie numai de rață. Da. Să se dai la fanii tăi câte una gratis, așa. Am avut mai de mult, am crescut și eu în curte, cât de 50 de rață de creștem. Dar după aia n-am mai, m-am lăsat. De crescut mai bine am cumpărat de la oameni din curte, bio, care sunt la crescătorii. Nu o să nu știu, cred că fazani și rasa, cred că e aceeași carne. Nu știu dacă voi ați mâncat fazani. Fazan? Fazani, ai mâncat fazan, nu? Georgiana. Georgiana a mâncat fazan? Da, Georgiana în Italia mănâncă fazan. Foarte, mănâncă... foarte, foarte bun fazan. Mult e mama. Da. Ia să mai zic și frate aici. E o minune aici. Rața de la mamaia ce bune. Dacă aveți nevoie de rață, să veniți la mamaia să luați. Hai să bem și vin. Hai, noroc. La mulți ani. Da, mă ajută. Să trăiască mamaia. Noi să mai ne dea rață. Da. Acum merge vinul, nu? Po. Ce să mai frate? Mai... O să spunem la toți fanii noștri, le mulțumim, o să filmăm în fiecare zi pentru ei tot ce facem. Vă pup. Și ne urmăriți ca să mai vedeți ce o să preparăm zilele astea special pentru doamna Olga. Asta a fost de la mamaia ei, de la țară, pentru că a vrut ca să-mi facă mie un, nu știu, ceva special. El știa că mie îmi plac rațele și mi-au preparat două rațe. Una am pus-o la tigaie și a doua o să o facem pe grătar. Dar urmează alte specialități cu doamna Olga. Vă pup dulce! Pup!
Vă pupăm, noapte bună, vă mulțumim mult pentru vizualizări și vă rog frumos să vă abonați la canalul nostru. Bună ziua la toți fanii mei, aici ne aflăm cu Bogdan, la doamna Viorica. Salută fanii, doamna Viorica. Lu Bogdan. Pe Costel. Costel, tata lu Bogdan și a venit aici la țară, ia uite, ne-a pregătit. Cu Costelul unică, murători, a tăiat porcii. Adică porcul, a făcut pomana porcului împreună cu Viorica aici. Pe spate. Mama lui Bogdan, vedeți ce mamă frumoasă are? Gospodină. Da. E și frumoasă, bă. Doamna Viorica. Viorica, bă. Stai eu cu măcarul porcul mâna. Ia ce să iubesc ea, unde vezi? Vedeți ce să iubesc tata lui Bogdan și cu mama lui Bogdan, să iubesc. Sunt îndrăgostiți, îndrăgostiți, vă dați seama. Trebuie să ducem în Dubai, în luna de mere. Le luăm și pe ei în Dubai? Da. Era mai bine la Paris. Trebuie să... La Paris era mai bine. Să vorbești cu doamna Viorica, dacă are plăcere în Dubai sau poate la Turci, poate la eu știu unde. Mm. Unde vrea ea? Doamna Viorica, unde vrei să te ducem? Ia cu tata sopul. Unde vrei să te ducem? La Dubai. Nu, nici une. Vreți să te duci la Dubai să faceți o vacanță cu Iana? Înainte de Crăciun? Spune, Viorica! Nu prea-i credeți! Las pe duce! Ia de ce să-i vezi că-i... Dragoste la prima. De la televizor, da. De la televizor. Tot ce se râde, țiganii! Să vadă toți țiganii din poate una aici. Că Viorica te iubește! Da. Să vadă și patroana. Ia de cum să vorbesc, vezi? E, dragoste la prima vedere. Dezoferește. Ce mai fac țiganii ăștia din Gaura ai voștri aici, așa asta din țigania asta? Cum e la voi aici? Sunt țigani cu minte, nu sunt hoți, nu sunt, nu pune mâna, sunt hoți. Sunt cu minte, cu minte. Îi pune pe YouTube. Dacă vine Viorica, dacă merge Viorica, prin țigărie, o ia țigani! O ia cum să o ia? O ia țigani! Aoleu, tată, sopru, ești gelos pe ea? Stai, mă, că nu te cruc! Te vede fetele tale, tine. Viorica, acum te vede fetele tale cât iubești tu te pe tata sopru. Nu-l iubești, te-l bate, mă vezi că dacă nu erai cu filmarea, mă bătea Viorica acum. Așa? Nu. Nu-l băteau. Bine, poțelul lui Bogdan, copilul fratele lui. Să vezi că de femeie îl caută pe Costel acum. Cum te cheamă pe tine? Ia, poate găsim o onoră după tine. Gabriel. Gabriel este nepoțelul lui Bogdan. Nu, original. Nepoțelul lui Costel, lui patronul, lui șeful. Când? E nepotul lui. Da, lui tata socru. Da. Cau și o onoră pentru unchiul. Onoră, da, căutăm onoră specială să o iubească pe Viorica, pe mama soacră, ia uite. Să vină aici la sobă să facă mâncare, da. La sobă, aici, la ceaune, la ale, la șată. Așa e. Nu? Așa e, tata, așa e. Nu s-o duce la restaurant, nu, Viorica, trebuie onoră din asta ca să facă mâncare la ceaune. A, nu. Nu, că e. E gelos, tata soacră, e gelos? Tata soacră, e gelos? Hai, Viorica, prin oraș, mergi cu mine fără tata sopru. De ce? Nu plec fără el. Nu pleci fără el? Bine, Viorica, că așa o să fac șoc cu Bogdan, să nu plec niciune fără el și el fără mine. Nu plec fără el. Nu, că le ducem la Paris. Nu? La Paris era bine. Ia zi, Bogdan, despre mama ta, Viorica, ceva. Trebuie să o duci acolo. Ce la mânecă? Ce făcut de aia mânecă așa? Ce? Te doare mâna? Da. Ce? Trebuie să o duci acolo la Strehaia pe doamna Viorica, să stea de vorbă cu patroana acolo, să o duci într-o vacanță și pe ea. Că și așa are pensia domnul Costel, nu știu cât are, 30 de milioane, 20 de milioane. Unde? Câte pensie ai?